Șomajul tehnic este solicitat în continuare de afaceriștii gorjei, în tot mai mulți patroni aleg să-și trimită angajații acasă pentru a beneficia de sprijin de la stat. Acest lucru este prevăzut în lege, așa că perioada pandemiei, sute de oameni de afaceri au trimis oamenii în șomaj tehnic. Reprezentanții a Jofe spun că sunt mereu solicitări, iar angajații instituției se mobilizează pentru a onora toate cererile. Șomaj tehnic pe bandă rulantă în județul Gorj, oamenii de afaceri se îngrămădesc să-și trimită oamenii acasă, încurajați de guvern să adopte această practică. Angajații JOFM au foarte mult de lucru în această perioadă pentru că șomajul tehnic este activ pentru mai multe firme. Sunt societăți care au solicitat dar până la 31 decembrie. La ora actuală, din ce am discutat la București, se lucrează la ordonanța de urgență pentru a se acorda în continuare pe starea de alertă. Noi, bineînțeles, că ne vom mobiliza ca și până acum, să onorăm la plată în timpul timp util, să le procesăm foarte rapid toate aceste solicitări și le onorăm la plată în timpul prevăzut de ordonanța de urgență. goja de contată sume uriașe pe indemnizațiile sub formă de șomaș Am primit solicitări, le-am procesat și am plătit șomaș tehnic unui număr de 737 de societăți comerciale pentru 3139 de persoane, suma de contată fiind de 4173.575 de, 1575 de lei. De asemenea, pentru societățile comerciale care și-au redus timpul de muncă cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile, unui număr de 463 de societăți comerciale pentru 2766 de persoane, suma de contată fiind de 3.339.478 de lei. Numărul celor pe care angajatorii au trimis acasă a crescut simțitor în ultima perioadă, fiind mii de gorjeni în șomaș tehnic.